Bun, INTP. INTP cred că e cel mai bun stereotip pentru arhitectură. Avantaje că îți vine să înțelegi totul. Toți, absolut toți elevii INTP pe care am avut, toți au fost foarte buni dacă nu au picat la alte chestii. Ca personalitate, de exemplu. Da? Lenea o problemă la INTP, am văzut. Cumva sunt niște roboței așa, foarte foarte plăcubili și foarte insightful, știi, zic numai lucruri care sunt inteligente și cumva se leagă asta foarte, foarte bine cu arhitectura.